Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Arhivele Memoriei. Pentru astăzi vă propun o temă cu o titulatură care probabil denotă un cadru general, însă veți vedea că ne vom focaliza asupra unui aspect particular. Și am intitulat ediția de astăzi Itinerarii spirituale, gândindu-ne că în ființa fiecărui popor, a fiecărei națiuni, există niște constante. În cazul nostru, a românilor, un binom esențial, care ține de coloana noastră existențială, dar și de verticalitatea noastră ca neam, poate fi definit cu sintagma biserică și cultură. Este, dacă vreți, chiar ceea ce, în nivel plastic, poate fi definit drept o coloană a spiritualității noastre românești. Și propun această tematică plecând de la biserică și cultură, având în vedere că ne aflăm foarte aproape de sorocul calendaristic când ne aniversăm pe noi ca români, sărbătoarea noastră națională de la 1 decembrie. Itinerarii spirituale cu invitatul nostru de astăzi, domnul părinte Valentin Crainic, preot paroh la Parohia Română Ortodoxă din Hărțăgan, Comuna Băița. Bine ați venit în emisiunea noastră, domnule părinte. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Suntem onorați să vă avem astăzi în premieră în studioul nostru și de ce nu să deschidem o colaborare pe aceste coordonate media ale culturii și spiritualității. Sunt atâtea lucruri frumoase care le putem descoperi, într-adevăr, printr-o unire de eforturi din partea mai multor oameni, ies lucruri frumoase, dacă dorim acest lucru. Da, echipa în sine echipa și contează foarte aveți această mult. Viziune că fără oameni nu putem să realizăm foarte multe. Înainte de a purcede la subiectul de astăzi, m-am gândit că la rubrica introductivă Memento, să aduc în fața domniilor voastre o aniversare care s-a consumat zilele trecute. Și anume, în 15-17 noiembrie 1796, Napoleon Bonaparte a avut un contact armat, războinic, cu românii transilvăneni. Și veți vedea că în acele zile de 15-17 noiembrie 1796, în bătălia de la Arcole, Napoleon se exprima în termenii următori și deschid citatul. De a-ș avea un asemenea batalion, se referea la grănicerii transilvăneni, aș ajunge în 3 zile la Viena, închidem citatul. Dar despre ce este vorba? În războiul declanșat de Franța împotriva Imperiului Austriac, o parte esențială s-a consumat în nordul peninsulei italice, în Piemont, Piemontul care aparținea de coroana habsburgică. Armatele franceze conduse de tânărul general Napoleon Bonaparte ajung să se confrunte cu armatele austriece, iar în armatele austriece un contingent important era acela românilor grupați în cele 2 regimente grănicerești, numărul 1 de la Orlat și Sibiu și numărul 2 de la Năsăud. Ei, în acele zile de noiembrie ajung francezii lui Napoleon Bonaparte să se confrunte cu românii din oastea împăratului, cu românii transilvăneni, unii fiind de o parte și ceilalți de cealaltă a unui râu, pe podul de la Arcole. Napoleon Bonaparte avea 28 de ani și conducea o armată de circa 50.000 de oameni. Armata transilvăneană era condusă de un general austriac, originar din zona Vințul de Jos. Este vorba de Alvinții, adică de Vințul de Jos. Acest general care, până la urmă vom vedea, nu el a avut meritul de a rezista împotriva francezilor, ci tocmai acești oșteni români din oastea imperială. Pe râul Alpona, lângă nu departe de Villanova, într-o regiune mlăștinoasă, podul acela devine cheia de boltă a drumului lui Napoleon Bonaparte spre titulatura de împărat, pentru că ce îl oprea să îngenuncheze un imperiu major central european precum cel al Habsburgilor, dacă nu o bătălie cu rolul de cheie de boltă. Iată, în 15 noiembrie la Arcole, 2 armate, una a vechiului imperiu și cea a noului imperiu francez de după Revoluția franceză. Batalionul 2 de grăniceri transilvăneni, batalionul al doilea Valah,
a primit misiunea din partea austriecilor să apere podul de la Arcole. Oștenii erau conduși de capitanul Rotaru, care a și căzut ca un erou în acea bătălie, și de către capitanul Herța, din zona Orăștiei. În atacul francez, raportul dintre armata franceză și armata austriacă a fost de 6-1, dar între numărul soldaților francezi și numărul oștenilor care păzeau podul, raportul a fost foarte mare. Trupele franceze bat în retragere. Napoleon Bonaparte, ca să încurajeze soldații francezi care începuse să se retragă în debandadă, descalecă de pe cal, ia steagul Franței în mână și se avântă înaintea soldaților săi. Soldații urmăresc exemplul și năvălesc pe podul de la Arcole. Un glonț rătăcit dintr-o flintă transilvaniană se îndrepta către pieptul viitorului împărat, generalul Bonaparte. Dar aghiotantul său, un simplu soldat francez, se interpune între Napoleon și glonțul ucigaș, preluând el, acest aghiotant, numindu-se Mouinon, și moare în locul viitorului împărat. Generalul Bonaparte Napoleon cade de pe pod în mlaștină și pentru a scăpa cu viață este nevoit să fugă, chiar dacă este rușinos, fiind dus în spate de către un soldat prin acea mlaștină. Românii își dau prinosul lor de sânge la apărarea acestui pod. Și anume 396 de morți din rândul grănicierilor năsăudeni și 394 de răniți. Alvinții, dându-și seama că Napoleon vrea să-l încercuiască, ordonă retragerea trupelor austriece, inclusiv cele transilvanene, din zona podului de la Arcole. Spre surprinderea lor, francezii, când revin în data de 17 noiembrie 1796, găsesc podul liber. Transilvanenii plecaseră. Iacătă, Napoleon cucerește un pod și calea către a cuceri Austria, de fapt, fără nici o luptă majoră. La Arcole, transilvanenii i-au învins pe oștenii lui Napoleon Bonaparte. La 1826, un pictor care fusese martor la acele evenimente, și anume Horace Vernet, realizează o pictură cu acest episod, avându-l în centru pe pod pe tânărul general, viitor împărat, pe tânărul general de 28, Napoleon Bonaparte, cu steagul Franței ciuruit de gloanțele transilvanene și pe vitejii oșteni români transilvaneni apărând acel pod. Iacătă Napoleon care se adresa statului său major din Paris, cu referire la acești diavoli de soldați, cum i-a poreclit el, adică foarte viteși, neînfricați, spunând: de aș avea eu un asemenea batalion, aș ajunge în 3 zile la Viena. Stimați spectatori, îndreptându-ne spre tematica noastră de astăzi, itinerarii spirituale, propun părintelui, tânărului părinte, Valentin Crainic, și om de cultură totodată, că veți vedea, este o personalitate bine conturată în lumea culturală, dar și bisericească hunedoreană, mă adresez domnului părinte, invitându-l să ne dezvăluie începutul carierei domniei sale pe tărâmul acesta al culturii tradiționale populare, dar și pe tărâmul acesta al păstoririi bisericești. Da. Interesantă și lecția de istorie. Chiar mă gândeam acum la frumoasele lecții de istorie care le aveam atât în generală când eram elev, cât și apoi în liceu, nu mai spun în facultate, unde am studiat foarte multă istorie, în facultatea de teologie se face multă istorie. Și, într-adevăr, te gândești la istoria acestui popor. Așa este, fiecare popor are o istorie, fiecare om are o istorie. Da, mi-a spus prea tânărului, sau încă tânărului, aș spune eu, în ceea ce mă privește. Mi-aduc aminte cu bucurie foarte multe momente frumoase din viață și cred că momentul zero pentru mine a fost momentul în care un preot din Deva, care din păcate nu mai este, dar la care am ținut ca la un tată, respectiv părintele Nicolae German, fost paroh al actualei catedrale episcopale din Deva, fiind un profesor de religie, m-a fascinat, m-a fermecat cu frumoasele lui ore atunci când ne preda, eu fiind elev în acea vreme la fosta școală generală numărul 2 din Deva.
Bineînțeles că fiecare om în viață are așa câte o cale în care încă de când ești copil ți se deschide. Mi-aduc aminte când a murit bunicul, Dumnezeu să-l ierte, am văzut preotul prima dată, i-am spus prințul, că îmi plăcea foarte mult cum era îmbrăcat în acele veșminte. Și de atunci mi-a rămas în suflet, mai ales că pe linia paternă, pe linia tatălui meu, cam toți bunicul, străbunicul a fost slujitor ai bisericii din postura de cântăreți, de crâznici la biserica din Bucium, județul Alba. Tata e buciuman și mândru de locurile sale, iar după mamă sunt arădean. Și iată că ajungând din nou la momentul acesta de la care am început, când eram în generală, părintele m-a descoperit și mi-a spus așa, parcă acum îl aud și îl văd, Dumnezeu să-l ierte, zice, hai la biserică, hai să intri în strană, hai să spui rugăciuni, hai că... Și am fost, m-am dus, nu o să o iei niciodată prima seară când în strană fiind am spus primele rugăciuni și de acolo pot să spun că a început totul. Am învățat cântarea bisericească, care nu este ușoară. Am învățat să trag clopotele, am învățat să bat oaca. Făceam tot ceea ce trebuie făcut. Făceam cu drag, mai ales că, încă o dată spun, am avut parte de un nucleu de oameni deosebiți în viața mea și atunci mi-aduc aminte cu plăcere, o parte nu mai sunt, pentru că din cauza bătrâneții s-au dus. Dar, vedeți dumneavoastră, calea aceasta frumoasă a fost calea care, de fapt, mi-a deschis foarte multe căi și foarte multe uși mai departe. Am terminat generala și am intrat la liceul pedagogic. Iar în liceul pedagogic am început să cultiv pasiunea pentru muzica populară. În liceu am început să cânt muzică populară. Pe timpul acela aveam un ansamblu al liceului condus de domnul profesor Gheorghe Berce. Îl salut pe această cale și doresc multă sănătate. A fost dirigintele nostru și era o mândrie pentru noi, nu o să o iei niciodată. Eram coleg cu Ciprian Roman, făceam parte din ansamblu DOR, așa îi spunea, ansamblul liceului pedagogic Sabin Drăgoi din Deva, ansamblu care era într-o perioadă coordonat de regretatul interpret de muzică populară Drăgan Muntean, pe care l-am cunoscut și pe care l-am prețuit și de la care am învățat foarte multe lucruri. Și de aici a început totul. Apoi în 1998, bine, până atunci au fost festivalurile, pentru că trebuia cumva să te cizelezi, să înveți foarte multe de la ceilalți interpreți de valoare. Și erau, până în acea perioadă, mi-aduc aminte, Ciprian Pop, Marius Ciprian Pop mergea în festivaluri, erau mulți actuali interpreți care, cu care ne măsuram forțele, să spun așa, și totul a culminat după câteva premii pe care le-am obținut, premii la festivaluri de interpretare a cântecului popular românesc, cu prima ediție cu soliști a emisiunii Tezaur Folcloric Moștenitorii. Zic prima ediție cu soliști, că prima ediție efectivă a acestei emisiuni a fost cu soliști instrumentiști care au participat, iar ediția a doua a fost prima ediție cu soliști vocali, unde împreună cu Cosmina Muntean, fata lui Drăgan Muntean, și cu încă o colegă de-a noastră am participat și de acolo a început totul, toată urcarea aceasta frumoasă, muzica populară. Apoi colaborarea cu ansamblu folcloric Silvana din Deva, coordonat de doamna Eli Sursu, unde era foarte important pentru un solist să facă parte dintr-un ansamblu, pentru că mi-aduc aminte cu plăcere cum mergeam pe sate și cum cântam, dădeam tot felul de spectacole frumoase la căminele culturale. Căminele erau neîncăpătoare, foarte, foarte mulți oameni veneau să ne vadă și acolo, de fapt, te formezi în aceste spectacole mici
pentru că acolo te rodezi, acolo îți formezi o tehnică, acolo vezi unde nu este bine, vezi reacția publicului, încerci să-ți găsești un repertoriu care să fie pe placul oamenilor, iar apoi în spectacolele mari de la oraș, așa era mult mai ușor pentru a veni în fața publicului. Desigur, a fost o perioadă frumoasă, între timp am intrat la Facultatea de Teologie. Haideți să zăbovim puțin tocmai la perioada aceasta de început. Pentru că am spus itinerarii spirituale. Da. S-au deschis trei căi pe care le parcurgeți. Toate se împletesc. Da. Una, cea a stranei. Da, muzica bisericească. A muzicii bisericești, da. Și vă mărturisesc că în anii 90 eu vă țin bine minte de la Vecernii, mai cu seamă, da. De la Catedrala Sfântul Nicolae din Deva, actuala catedrală episcopală, sub mâna regretatului părinte preot Nicolae German. După aceea eu mai țin minte pe tânărul interpret de muzică populară cu pieptar buciumănesc, da. Pe scenă, dar și la televiziune. În același timp, iarcătă liceul pedagogic v-a mai deschis două drumuri, aceea de dascăl, de educator al oamenilor, dar și acest drum al păstrării și conservării culturii populare tradiționale. Trei căi. Haideți să încercăm să întrezărim, făcând o mică retrospectivă asupra trecutului, când s-a produs declicul înspre preoție? Pentru că ați luat o decizie înainte de a merge la Facultatea de Teologie. Sigur, Facultatea de Teologie pentru mine a fost, a reprezentat sau mai bine spus, acei ani care am studiat acolo, ani care, iată, eu știam în acea perioadă că Facultatea de Teologie îmi va folosi, dar nu eram hotărât să fac pasul în preoție, mai ales că eu deja activam și deja am reușit să urc cât de cât pe scara aceasta a interpretării cântecului popular românesc. Eu mi-am dorit foarte mult să urmez cursurile Facultății de Teologie, pentru că știți cum este, fiecare om în viață simte o chemare și o, are... Și o predestinare. Și o, puțin o, zis. Chemare, o, chemare, o chemare, să o chemare. Spunem așa. Mi-am dorit enorm să mă duc și mi-a ajutat Dumnezeu, chiar dacă am trecut printr-o perioadă mai grea atunci, erau și anii aceia de instabilitate în țară, în fine, n-are rost să intrăm în detalii, dar... Mi-a ajutat Dumnezeu, am absolvit Facultatea de Teologie, m-am licențiat și am ales în primă fază să slujesc pe Dumnezeu din postura de profesor de religie. Am fost profesor de religie 3 ani de zile la Școala Generală Regina Maria din Deva, actualmente Colegiul Național Regina Maria. Iar apoi tot așa o părticică din teologie am ajuns să fiu director al șef de centru, de fapt, al centrului de plasament din Deva, unde m-am învățat foarte multe lucruri, unde am avut de-a face cu copii orfani, cu copii din familii mai cu o situație precară familială. Și pot să spun că era împlinirea aceea că simțeam că fac ceva pentru semenul meu care este mai mic și care, pentru care puteam să mă lupt și să creez poate o viață mai bună. Traiectoria este foarte interesantă, că după aproape 6 ani de zile cât am lucrat la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului din Deva, unde încă o dată subliniez, am învățat foarte multe lucruri de la partea administrativă, la partea asta sufletească, de legătură cu beneficiarul care era copil. Este incredibil că mă întâlnesc acum după ani de zile cu ei și stăm și ne bucurăm când ne vedem și povestim și mă bucur când văd din ei care au reușit să răzbească în viață. Fără mamă, fără tată, dar au reușit să răzbească în viață și
Mă doare sufletul pentru mulți care, din păcate, nu au reușit să iasă din tăvălugul acesta al cenușiului societății. Dar tot timpul, întâlnindu-mă cu ei, le spun doar atât: aveți grijă de voi, să fiți bine și să nu intrați în necazuri. Apoi, din acel loc, o altă parte a teologiei, am reușit să ajung să lucrez la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, împlinindu-mă oarecum în direcția aceasta al cântecului, pentru că mie mi s-a întins atunci o mână și tot timpul am recunoscut acest lucru. Doamna Mariana Deac m-a sprijinit și chiar și-a dorit să-și creeze o echipă frumoasă acolo la Centrul Județean, Centrul de Creație, așa cum este cunoscut. Și pot să spun că au fost niște ani deosebiți în care, într-adevăr, s-au reușit lucruri frumoase, lucruri care mi-au rămas în suflet. Ei, între timp s-a înființat Episcopia Devei și Hunedoare și mi-aduc aminte prima mea legătură, sau să spun așa, primul impact cu Preasfințitul Părinte Gurie, când, înainte să fie instalat ca și episcop în nou înființata Episcopia Devei și Hunedoarei, noi eram pe punctul de a organiza festivalul coral interjudețean Cu Noi Este Dumnezeu și doream să ne dea binecuvântarea ca să putem să organizăm acest festival. Atunci m-am cunoscut cu Preasfințitul Părinte și, nu știu, a fost așa un sentiment deosebit care l-am avut în momentul în care ne-am cunoscut. Drumurile noastre s-au mai intersectat în momentul în care, împreună cu Episcopia, tot din postura de atunci de șef serviciu în cadrul centrului, șef serviciu cercetare, promovare și valorificare a folclorului și a tradițiilor populare românești, atunci când am organizat un spectacol caritabil pentru un băiețel bolnav, centrul împreună cu Episcopia a reușit să organizeze acest spectacol umanitar. S-au strâns, atunci mi-aduc aminte, toți banii care erau nevoie pentru operația acelui copil. Dar punctul zero pentru mine a fost momentul în care, împreună cu colegii din Corala Sacerdotes, pentru că între timp am făcut și acest pas, s-a înființat Corala Preoților. Eu nu eram preot, eram teolog, dar am spus că în momentele, în clipele libere să mă duc, în timpul liber să sprijin această frumoasă formație corală. Ni s-a oferit posibilitatea și am fost și am vizitat locurile sfinte. Chiar cu Cristian Fodor am fost și el fiind membru, mai mult acum colaborator de când este director, managerul ansamblului Drăgan Muntean. Am fost plecați în Israel și pot să spun că la toată lumea spun că m-am dus un om cu ideile mele, cu gândurile mele, cu proiectele de viitor în ceea ce privește promovarea cântecului popular românesc, cu proiecte de înregistrări. Ei, și când m-am întors de acolo, m-am întors alt om. Deci acolo acolo a fost momentul în care, nu știu, am vizitat toate locurile sfinte. Am fost în Betleem, am fost pe urmele Mântuitorului, cum ar veni. Ei, în penultima seară, înainte să plecăm de acolo, noaptea la 12, am refăcut drumul Crucii. Și mergând pe drumul Crucii, văzând toate locurile unde Mântuitorul a picat, unde a fost lovit, unde a fost, până la urmă, ajungând la mormântul sfânt, s-a întâmplat acel ceva. Adică această chemare a venit într-un moment, v-am spus, în care eu îmi doream foarte mult să mă duc pe calea cântecului popular. Am intrat în mormântul sfânt, n-o niciodată, m-am așezat fruntea pe lespedea mormântului, m-am uitat în sus, pentru că este locul unde vine lumina sfântă, iar când am ieșit de acolo, parcă am ieșit din baia botezului. Deci nu mi-a mai dorit altceva decât să ajung slujitor la Sfântul Altar, să-mi pun viața în slujba lui Dumnezeu,
să fac ceea ce trebuie să fac. Asta îmi spunea în sufletul meu, vorbea, simțeam cum vorbește Dumnezeu cu mine. S-a petrecut o transfigurare în acest loc esențial al creștinătății până la urmă, dar în plan sufletesc, dar și în cel al vieții dumneavoastră s-a produs o împlinire, pentru că ați întemeiat o familie. S-a produs, da, bine, asta era da. Familia, da. Pentru că piatra de temelie de aici pleacă. Piatra de temelie, da, în orice ce realizez este familia, este clar, și fără soția mea nu aș fi făcut absolut nimic, în sensul că ea a fost omul din spatele meu care m-a ridicat tot timpul și m-a susținut în toate proiectele pe care le-am făcut. Și de multe ori glumesc cu ea și spun, în spatele unui om puternic este un om și mai puternic care este soția. Da, într-adevăr, contează foarte mult jumătatea ta să te susțină în ceea ce faci, pentru că nu este ușor în momentul în care efectiv schimbi viața, schimbi statutul, în sensul că ca preot ai mult mai multe responsabilități. Și nu este ușor să fii în bătaia vânturilor, așa cum aș putea să spun, mai ales într-o perioadă în care, din păcate, secularismul ăsta ne cam întunecă la unii mințile. Ceea ce este esențial, scuze că da, intervin, da, da. Acest itinerar al vieții dumneavoastră, acest itinerar spiritual și nu numai, la un moment dat familia mică se deschide și deveniți păstori a unei mari familii, a unei comunități parohiale și a unei obști. Tot lucrarea lui Dumnezeu a fost aici, în momentul în care am ajuns preot, unde? La Hârțăgani, comuna Băița. O comunitate cu care eu am colaborat foarte mult din postura de șef serviciu la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Pe vremea aceea mergeam la Hârțăgan să filmăm obiceiurile locale, cununa grâului, șezătoarea, obiceiurile de iarnă, irozii, viflaimul, mersul cu lumea, cu steaua. Și pot să spun că i-am cunoscut dinainte pe acei oameni, pentru că nu este ușor să te duci într-o localitate în care chiar să nu ești pe absolut nimeni. Ei, la mine așa a lucrat Bunul Dumnezeu. Am ajuns la Hârțăgani preot și pot să spun că bucuria a fost poate dublă, dacă ar fi corect să ne exprimăm așa, pentru că nu numai că aveam împlinirea sufletească fiind în fața Sfântului Altar și într-adevăr fiind conducătorul spiritual al acelei comunități, ci mergând și pe partea cealaltă, fiind omul care susțin din tot sufletul meu și din toată puterea mea tradițiile locale frumoase, constructive, pe care le mai avem. Vedeți dumneavoastră, satul românesc trece printr-o perioadă foarte grea și nu numai satul românesc, vorbind la nivel de Uniunea Europeană, ce se întâmplă cu satele din astăzi. Foarte multe se depopulează, tinerii pleacă la orașe. Există și la noi, inclusiv foarte mulți din cauza lipsei locurilor de muncă și caută să-și facă un viitor în alte părți, întorcându-se mai mult în concedii către casă și rămânând mai mult cei mai în vârstă care, fiind la vârsta care sunt, nu mai pleacă, e clar, acolo este gospodăria lor și nu mai au cui transmite. Asta este iar un lucru important. La noi, la Hârțăgani, încă avem tineret, încă avem oameni, animatori culturali, care se ocupă cu pregătirea de la copilul mic până la omul în vârstă. Chiar ieri m-am bucurat când am asistat la spectacolul organizat de ansamblul Drăgan Muntean în colaborare cu ansamblul nostru din Hârțăgani, care se numește Ritmuri Zărândene, unde a fost o îmbinare între arta pe care o realizează acest ansamblu și arta tradițională din vatra satului. Cultura tradițională autentică. Cultura noastră autentică, exact. Deci a fost extraordinar. Care vedeam femei de 70 și către 80 de ani fiind pe scenă, cum torceau, cum
era ceva de nedescris ca și sentiment în ceea ce mă privește. Vorbim de o comunitate sătească din zona Zărandului, da. Cu o vechime și... foarte mare în spate. Cum ați găsit satul când ați ajuns acolo, la parohie? Pentru că eu știu foarte bine că ați și faceți zidire pe mai multe planuri, împreună cu oamenii și pentru ei, pentru identitatea lor. Atât în planul identității spirituale legate de tradiție, dar și în planul celălalt, mult mai important, să zicem, din perspectiva credinței, în planul spiritual. Da, da. Cum i-ați găsit, cum ați reușit să emulați în jurul dumneavoastră și ce proiecte ați reușit să preluați și să le revitalizați și să le puneți în mișcare? Chiar am spus că atunci când o să mai îmbătrânesc, dacă mi-ajută Dumnezeu să ajung la o anumită vârstă, să am timp, vreau să spun, am să scriu o carte cu toate pățanile frumoase, vreau să spun, care le-am trăit încă de când am ajuns preot. Satul am găsit, satul tipic de munte, cu oameni munciți, cu oameni trecuți prin greutăți, cu mineri, care și-au împărțit viața între munca de la mină și munca din gospodărie. Oameni duri, oameni care nu trebuie să-i dezamăgești, pentru că ei sunt trup și suflet cu tine până în momentul în care îi dezamăgești. Desigur, nu mi-a fost ușor nici mie, pentru că părintele Popa Petru, care a fost preot paroh înaintea mea acolo, Dumnezeu să-l ierte, a decedat, a fost preot 30 de ani în acea comunitate. Oamenii au fost obișnuiți cu preotul lor. Oamenii, este diferită pastorația la țară față de cea de la oraș. La țară, preotul se identifică cu comunitatea lui, iar comunitatea, toată comunitatea îl acceptă ca și conducător spiritual. Preotul în comunitatea de la țară este căutat nu numai pentru problemele și pentru serviciile religioase, ci inclusiv pentru diferite probleme administrative care țin de buna funcționare a unei comunități de la țară. Mi-aduc aminte că am mers iarna preot la Hărțăgani. Neavând unde să stăm, ni s-a oferit posibilitatea să stăm la școală. Râdeam cu soția, că am spus, o viață întreagă am făcut școală și uite-ne și acum stăm tot la școală. Era fosta cancelarie de la Școala Generală din Hărțăgani. Ni s-a oferit posibilitatea acolo pentru că era încălzit cu centrală, era o centrală acolo și era mult mai ușor pe timp de iarnă ca să putem și noi să stăm în condiții normale și civilizate. Am ajuns, v-am spus, iarna acolo. Nu o să uit niciodată prima sfântă liturghie care am săvârșit-o. Era un frig cumplit. Erau minus 22 de grade afară și erau două sobe mici în biserică, nu făceau față. Oamenii veneau și ce m-a impresionat foarte mult este că din prima clipă când au aflat că voi veni preot la Hărțăgani, au fost alături de mine, venind și atunci când a fost sirotonica și diacon, dar și atunci când a fost sirotonica și preot. Au fost lângă mine acolo, îmbrăcați în costume populare cu primarul, mi-a dat putere acest lucru. Și veneau la Sfânta Liturghie și îmi dădeau putere în momentul în care, eu nu mai puteam de frig, Doamne iartă-ne, deși ne încălzeam prin focul acesta Sfinte Liturghie, în momentul în care slujeam, pentru că se întâmplă, v-am spus, niște minuni extraordinare, te întărește Bunul Dumnezeu și în momentul în care te întorci cu fața către credincioși și vezi că biserica este plină, îți dă o putere fantastică. Prin, cum să vă spun, am încercat să pornesc de la lucrurile cele mai esențiale pentru educarea în spirit moral religios a unei comunități. Am pornit de la copii. La noi în fiecare sâmbătă de la ora 11 organizăm ore de cateheză, unde nu se face prezență, dar tot timpul am bucuria să am prezenți între 30 și 35 de copii care îmi vin la aceste ore de cateheză, pe care i-am învățat de la cele mai elementare lucruri ce care se fac când intri în Sfânta Biserică, cum știm hramul unei biserici, le-am prezentat biserica și învățându-i pe ei, ei la rândul lor învățau
pe părinții, bine, cei care nu erau poate atât de apropiați de Sfânta Biserică, și pe bunicilor. Am avut, mi-aduc aminte, trebuia să facem un album pentru promovarea ansamblului și și-au dorit mult să facă niște poze în Sfânta Biserică, la noi la Hârțăgani. Le-am deschis biserica, au venit copiii îmbrăcați în costume populare, au venit adulți îmbrăcați în costume populare, iar copiii, știind că primul lucru care îl facem când intrăm în Sfânta Biserică este să mergem la icoană, să mergem și să sărutăm icoana, s-au înșirat toți. Ei, bunicii și părinții, când au văzut acest lucru, s-au pus și ei la rând. Nu puteau să lase numai copiii și ei să nu meargă la rând. Iar domnul cu aparatul de foto stătea și oarecum era puțin grăbit. Dar pe mine m-a surprins reacția pe care au avut-o adulții în momentul în care au văzut copiii ceea ce fac. Vedeți, sunt lucruri mărunte, dar pornind de aici de jos, de la formarea și de la educarea copiilor, este foarte important. E transmis mai departe, către părinți, către bunici, că și noi suntem părinți. Ce ai făcut la cateheză? Ce ai făcut la, cum întrebe și pe fiica mea, ce ai făcut la școală? Ce note ai luat? Așa întreabă și, îi întreabă și părinții. Ce ați făcut astăzi? Cum a fost? Cum? Și copiii le spun. V-am spus, bucuria mea este că am reușit să ne creăm și acolo un grup așa de copii cu care am bucuria sufletească că reușim să-i canalizăm pe o cale frumoasă, nu indoctrinare, atenți, nu facem indoctrinare, pentru că, în primul rând, biserica înseamnă educație, noi educăm. Educăm să nu fure, să nu înjure, să nu fumeze, să nu se drogheze, pentru că acestea sunt lucruri importante care rod la temelia purității unui tânăr în ziua de astăzi. În esență, până la urmă, dumneavoastră dați un set de valori universal valabile, valori morale, și continuați o tradiție atât de frumoasă la noi, la poporul român, aceea a școlilor bisericești, a școlilor confesionale, în care, iată, dumneavoastră întruniți două calități. În primul rând, aceea de părinte, preot, dar și cea de dascăl. Și dacă mi-amintesc bine, în vechime, preoții erau și dascăli, da, și slujeau pe aceste două fronturi. Ce este mai nobil decât să plămădești și să edifici suflete și să pregătești pe acești copii pentru viață? Un laborator, până la urmă, în care lucrăm cu viitorul oamenilor. Spunea Blaga că veșnicia s-a născut la sat, dar tot acolo, în această retortă spirituală satului românesc, avem acel licăr, acea scânteie a identității noastre ca români. Dumneavoastră aveți o chemare nobilă, nu numai cea misionar-pastorală. Haideți să vedem cum arată acest edificiu spiritual al unui sat din zona munților metaliferi, Hârțăgani, deci pe palierul. Știu că aveți un muzeu, că aveți un grup folcloric, că v-ați ostenit să strângeți fonduri pentru biserica, monument istoric de acolo, că ați continuat să și să duceți la bun sfârșit noul lăcaș de rugăciune. Da. Atâtea lucruri despre care aș vrea să le desenuiți telespectatorilor, da, noștri. Da, punctul de etnografie și folclor care îl avem organizat la Hârțăgani în cadrul Căminului Cultural a fost înființat cu vreo un an jumătate. Iar un lucru interesant, în momentul în care s-a inaugurat acest punct de etnografie și folclor, am fost delegat din partea Centrului Județean ca să mă duc la Hârțăgani și să vorbesc în numele doamnei director Mariana Deac. Iar legătura cu Hârțăgani e foarte interesantă. Așa. Apoi, da, într-adevăr, știți cum e? Mulți oameni vin la noi și văd aceste costume populare superbe. La noi încă se mai fac aceste costume, încă femeile cos aceste cămăși. Încă se mai întâlnesc în șezători și în tot felul de obiceiuri din astea frumoase, dar nu poți tot timpul, de exemplu, dacă îți vin niște vizitatori să vadă Hârțăganiu, le poți arăta o părticică prin acele exponate care sunt în cadrul punctului de etnografie și folclor.
cu istoria hărțăganiului, cu obiecte de care se foloseau atât în agricultură cât și în minerit, cu costume tradiționale, cum arată o cameră tradițională a unei case din zona Țării Zărandului. Pe noi ne-a ajutat foarte mult acel punct de etnografie și folclor, înființat, încă o dată spun, prin sprijinul, în primul rând, direct al primăriei și al oamenilor, care fiecare a contribuit cu ceva pentru acel punct de etnografie și folclor. Biserica veche, monumentul istoric, a fost obligatoriu să intervenim la el, pentru că, vedeți, ca un fel de, între ghilimele spus, defecțiune profesională, nu poți să te mândrești cu un viitor bătându-și joc de trecut. Biserica aceea, o biserică clădită între anii 1790-1793, pe cheltuiala 14 familii din Hărțăgan mai avute, pe toate le chema familia Moga. Deci 14 familii cu această familie, cu acest nume, au ridicat această biserică. A rezistat, iată, atâtor războaie, atâtor vremuri grele pentru biserică și pentru istoria noastră ca și ardeleni și ca și români. A rezistat la două războaie mondiale, a rezistat pe timpul comuniștilor, iar acum când ne bucurăm de așa zisa libertate, se distrugă. Într-adevăr, a fost prima mea încercare ca paroh în Hărțăgan, când am ajuns acolo. Am găsit biserica în ruină și am hotărât ca primul lucru care să-l facem să salvăm această biserică monument istoric. Am reușit de am refăcut turnul bisericii, am reușit să montăm paratrăznetul și am reușit să schimbăm toată învelitoarea de șiță, de acea șindrilă făcută din lemn. A fost o încercare mare pentru noi, pentru că exista mentalitatea în rândul unora să spună că nu mai este biserica noastră, fiind biserică monument istoric, să vină Bucureștiul și ei să o repare. Acum, eu le-am spus, există două posibilități, să lăsăm să se intervină din partea altora sau să punem noi mâna și să ne salvăm noi bunul nostru, pentru că tot timpul le-am spus, nu este Biserica Bucureștiului, nu este Biserica Direcție pentru Cultură sau mai știu eu cum, este Biserica Satului, nimeni nu va veni vreodată să se pună rost să o ducă din Hărțăgani. Și mai mult decât atât, le-am transmis că dacă moșii și strămoșii noștri s-ar întoarce din mormânt și ar vedea cum arată biserica unde ei s-au bucurat, unde ei au plâns, unde ei au trăit momentele poate cele mai frumoase sau mai grele din viața lor, există o vorbă la noi, iar ar muri de necaz. Ei, și am reușit, oamenii, știți cum este, ca la efectul acela de domino, momentul în care au văzut oamenii că încep din sat să adune bani, au văzut că umblu în stânga și în dreapta ca să putem să obținem materialele de care avem nevoie pentru ca să putem să o renovăm, a sărit-o satul la un moment dat. Și am reușit să o salvăm, pentru că acolo era foarte important să intervenim la partea de acoperiș. Pentru că curgea deja apa în ea și era pericol ca să se distrugă tot ce mai era acolo. Am reușit, iată, cu biserica monument istoric și mă bucur că nu o să uit niciodată, aveam o lună de zile de când eram preot la Hărțăgani și un domn m-a întrebat așa pe un ton foarte, foarte dur: părinte, ce ați făcut să salvați biserica aceasta? Eu n-am vrut să mă scuz, să spun, știți, sunt de o lună de zile preot, iar părintele care a fost înainte a clădit o biserică și nu putea să fie pe două șantiere, pentru că e foarte greu să clădești, așa, mai ales într-o perioadă grea, o perioadă prin care a trecut țara de cu probleme mai multe. Și am spus, acesta este primul lucru care trebuie să-l fac. Chit că era poate mai ușor să băgăm încălzire în biserică și să stăm, v-am spus că în afară sunt minus 20-20 de grade, fiind un sat la munte, îți dorești să faci acest lucru, dar salvând acea biserică, în nici 4 ani de zile, Dumnezeu ne-a ajutat prin strădania și prin
bunăvoința credincioșilor noștri din Hărțăgan și nu numai, pentru că au fost foarte mulți oameni de bine, din prieteni de noștri care ne-au ajutat, ca la ora actuală, inclusiv Biserica Nouă, să fie dotată cu tot ceea ce trebuie. Părinte Valentin Crainic, ascultându-vă în timp ce ne povesteați, vizualizam atât acest patrimoniu inestimabil al trecutului unui sătuc numit Hărțăgani, simbolizat prin biserica aceea monumentic, edificată de urmașii unui voievod, da, puțin știu, Moga de Hălmagiu, cu o masă lângă masa lui Crai, unde toată obștea se aduna și judecau pricinile și își stabileau rosturile de viitor. Care există și acum, da, îmi cer scuze că fac o paranteză. Mă gândeam că satul hunedorean are un viitor, datorită dascălilor, datorită preoților slujitori la altar, datorită oamenilor. Un om care ne-a purtat cu ochii minții, dar și cu cei cu sufletul pe itinerarii spirituale, aducând mărturii din arhivele memoriei domniei sale, prețuirea pentru trecut, pentru patrimoniu, pentru tradiții, pentru oameni, pentru Dumnezeu. Coordonate ce țin până la urmă de noi toți, de identitatea noastră a tuturora, biserică și cultură. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi și împreună cu noi la această emisiune. Vă dorim multă sănătate, atât dumneavoastră cât și familiei, dar și comunității satului Hărțăgani. Până la o nouă ediție, stimați telespectatori, vă dorim toate cele bune, Doamne ajută!